Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș Florin Tecău și ministrul Mediului și Pădurilor Laszlo Borbeli au semnat contractul de finanțare pentru cea de-a doua fază a proiectului Managementul integrat al deșeurilor solide în județul Argeș, în cadrul programului operațional sectorial de mediu. Principalele lucrări ce vor fi realizate în această a doua etapă sunt închiderea depozitului Curtea de Argeș și realizarea stației de transfer, desființarea depozitului de deșeuri de la Costești și realizarea stației de transfer și realizarea celulei a doua din cadrul depozitului ecologic regional Albota. Mai sunt prevăzute crearea infrastructurii necesare pentru precolectarea și colectarea deșeurilor în zona de implementare a proiectului în localitățile aferente etapei a doua, respectiv Ciofrângeni, Păinarii de Argeș, Valea Danului, Valea Iașului, Domnești, Aninoa, Sa Brăduleț, Corbi, Mușetești, Nucșoara, Pietroșani, Vlădești, Bârla, Buzoiești, Căldăraru, Hârsești, Izvorul Lunga Corbului, Miroș, Mozăceni, Negraș, Popești, Râca, Recea, Rociu, Slobozia, Stolnici, Suseni, Ștefan cel Mare, Teiu și Ungheni. Durata de implementare este de 4 ani de la semnarea contractului de finanțare, iar valoarea totală a proiectului depășește 83 de milioane de lei fără TVA.